varianta italiană a procesului etapei și în această emisiune italiană de pe Canale 1 este invitat în fiecare dată cel mai prestigios comentator, ziarist comentator din fotbalul italian. Vă deranjează dacă vă spun că mi-a dorit ca domnul Ioan Chilă să fie invitatul dumneavoastră? Nu, nu mă deranjează deloc. Bun, asta vreau, vă mulțumesc, bună seara. Și eu vă mulțumesc, da. Domnul Dino? Într-adevăr, este o dilemă nostalgică, de fapt o certitudine. Am spus la un moment dat, Dinamo a fost în multe momente o echipă cu față umană, o echipă care mai și pierdea, eu am trăit acele timpuri. Domnul Dinu, din nefericire, cum crește numărul de VIP-uri, și la acest meci au fost neîndoielnic foarte multe VIP-uri, începe o oarecare crispare. Noi n-am putut aduce o cameră sus, așa cum duceam de obicei, deci canalul de sport n-a dus o cameră.